Ancheta deschisă de autorități după ce un internaut a scris într-o postare că sute de rațe moarte plutesc pe lacul de la Voila mai are până la finalizare. Imediat după postare, medici de la DSVSA și reprezentanții instituțiilor de mediu au ajuns la Voila și au descoperit că era vorba de nouă rațe moarte. Una dintre păsări a fost recoltată pentru probe, iar alte eșantioane au fost prelevate din apă. Rața a fost trimisă pentru necropsie la Bacău, însă cel puțin deocamdată nu au venit rezultatele. De altfel, nici în cazul probelor de apă nu se cunoaște la acest moment dacă au condus sau nu la moartea păsărilor. Reprezentanții SEGA spun că marți sau cel târziu miercuri vor avea rezultatul analizelor de laborator care vor spune cu certitudine dacă apa din lac a fost cauza morții rațelor. Deocamdată singurul lucru cert este că doar rațele au murit, în timp ce peștii din lac nu au fost afectați. Interesant este că pe același lac mai existau și alte specii de înaripate, însă acestea nu mai sunt de găsit.